Tânărul care a jefuit o casă de pariuri după ce a amenințat casiera cu un cuțit a fost găsit de polițiști. Este vorba despre un tânăr de 22 de ani din Târgu Jiu, care nu are însă antecedente penale, au transmis anchetatorii. Prejudiciul de 17.000 de lei a fost recuperat în totalitate, întreaga sumă fiind găsită asupra tânărului. Astăzi a fost prezentat în fața magistraților care au decis să îl rețină preventiv pe tânăr pe o perioadă de 30 de zile. Telharul care a jefuit casa de pariuri din Târgu Jiu a fost prins de polițiști care l-au reținut timp de 24 de ore. Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au reținut pentru 24 de ore și introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPG Gorj, un bărbat în vârstă de 22 de ani din localitate, bănuit de săvârșirea infracțiunii de tâlhărie calificată. Tânărul este acuzat de tâlhărie calificată, iar astăzi va fi dus în fața procurorilor. În cursul zilei de astăzi, bărbatul urmează a fi prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu cu propuneri legale. Hoțul a venit cu 5 minute mai devreme de ora deschiderii și a întrebat-o pe casieră care este programul, ba chiar a și schimbat o bagnotă de 50 de lei. După acest gest, individul a scos un cuțit și sub amenințarea armei albe a reușit să plece de la locul faptei cu 17.500 de lei.